Bună ziua, dragi pretendenți gemeni! Haideți să vedem la gemeni un pic pentru dragoste pentru luna martie în zaruri. Persoana la care visați, cu care vreți să fiți, o să fiți împreună, vă urmărește, se simte atrasă acea persoană de dumneavoastră, o să începe să vorbiți, este îndrăgostită acea persoană. Credeți că se joacă unele persoane sau credeți că nu este serioasă sau nu serios, dar este o persoană serioasă care vă iubește, care... Sau o persoană care se întoarce sau care a plecat și ați vrea să se întoarcă și se întoarce. Această persoană, supărările care le aveți în dragoste sunt trecătoare. Sunt trecătoare și o să fiți cu acea persoană. Ori se întoarce dacă nu mai este cu dumneavoastră. Ori, oricum, dacă vă gândiți la o persoană să aveți o relație așa, puteți avea. Dacă vă gândiți, oare și persoana aia se simte atrasă de mine, oare mă vrea persoana aceea, arată că da. Că da, vă vrea. Poate să fie o persoană de departe, o persoană de la drum. Uite, o persoană din altă direcție cu dumneavoastră. Poate să aveți o relație în care scrieți mult, comunicați. O să fie timpul în care o să vă vizitați sau... Văd multe mesaje, văd vise care le aveți împreună, de a fi împreună, cu multe sentimente, multă dragoste, împlinire. Foarte frumos. Gemeni, o împlinire, treceți peste un necaz care l-ați avut sau îl aveți, arată multă atracție, multă dragoste, multă împlinire, multă binecuvântare, dragoste adevărată, dragoste reciprocă. Uite, în familie sunteți sufletul familiei, familia este sufletul dumneavoastră, aveți o perioadă foarte bună în viața dumneavoastră de familie, de dragoste. Faceți călătorie, arată. Vă și lăsați ghidați de interior, sunteți mai pozitivi. Faceți anumite lucruri ca să se întâmple. Acționați, deci nu rămâneți doar așa. Și la ce vă gândiți dumneavoastră arată că o să se întâmple. Că o să se împlinească, spune iarăși pentru o parte din dumneavoastră să luați o pauză și să așteptați și lucrarea vieții, da? Și să așteptați. Unele persoane, unora vă este dor de un loc undeva unde să mergeți. Ori vreți să mergeți la acea persoană, probabil sunteți la o distanță. Aveți și o parte negativă de nu, un răspuns de nu. Sunteți foarte sensibili, sunteți empatici, da? Dar oricum o să aveți împlinire, dragoste, fericire. Dacă ați avut probleme cu acea persoană că s-a retras, s-a răcit, arată că va fi mai atentă, mai bine veți fi împreună. Și împreună o să aveți, sunteți ca o suflete pereche și vă completați bine unul pe celălalt. Unele persoane îmbătrâniți împreună arată la bătrânețe că ajungeți împreună și cu bogăția.
Așa. Și o relație care crește și care va fi foarte, veți fi foarte bine împreună. Cam asta a fost pentru Gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.